Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice. Este o să plouă și noi tocmai am venit de la Pepiniera Periș, de la o doamnă horticultor care știe ce face, are un material săditor extraordinar de bun. Plântuțele sunt relativ bune la preț, nu sunt nici prea scumpe, nici prea ieftine. Important e că sunt sănătoase. Avem aici o actinidia arguta, soiul Geneva. După cum se vede, este femelă. Provine din Polonia, are un certificat aici, un pașaport. Ceea ce este foarte important, să aibă și pașaport fitosanitar, pentru a fi sigur că este o plantă sănătoasă și nu va duce boli sau nu moare după ceva timp pentru că este contaminată cu virusuri sau alte bacterii sau eu știu ce boli sau chiar dăunători. Aceasta este abia adusă și o vom planta. Înainte o punem un pic în apă. Și dăm un pic de vigoare și să se desprindă mai bine din ghiveci. Aceste frumoase plante, după cum știți, sunt cățărătoare și le vom pune pe... Eu mai am aici câteva soiuri. Le vom pune pe o pergolă, pentru că lăstarii pot crește undeva la 6-7 metri anual. Bine, eu nu o să-i las atât, dar ca principiu cresc foarte mult. Și fructele sunt mici, nu sunt acele pe care le știți din supermarket. Sunt mici, ca niște struguri, să zic, broboane de struguri, dar mai mari. Acestea sunt de culoare roșie, soiul ăsta Geneva. Vă voi da întâi mai multe detalii. Acum nu voi aplica niciun fel de îngrășământ, doar voi îngropa plântuța, o voi mulci cu paie și după vedem de ce are nevoie. Rădăcina, după cum am bănuit, este destul de bine dezvoltată și tocmai zicea cineva zilele trecute, întreba ce sunt aceste bobițe. A găsit la o plantă pe care a achiziționat-o. Unii își dădeau cu părerea că ar fi ouă de acarien, de eu știu ce. Nu, sunt bobițe de îngrășământ. Înăuntru este un lichid. Și ca tip de îngrășământ este îngrășământ cu... Stați un picuț că am pierdut-o. Cu degajare treptată. Și cam toate pepinierele aplică acest îngrășământ când le pleacă plântuțele din locurile protejate, pentru că le oferă timp de 3 până la 6 luni toți nutrienții de care are nevoie. Mai văd aici niște perlit. Nu sunt bolnave rădăcinile, le vom desface un pic fără frică, să știți că altfel ele se vor sugruma și trebuie să le desfacem un pic. Când facem lucrul ăsta, când facem plantarea, după care vom aplica o udare și pur și simplu câteva zile nu mai facem nimic, decât, bineînțeles, trebuie scudate, dar afară se anunță ploi, sunt ploi deja și nu o să fie nicio problemă cu umiditatea. Arată destul de bine, după cum v-am zis. Lăstarul ăsta o să vină sus legat. Și cu timpul o vom conduce pe această pergolă. Pentru prima impresie și certificat fitosanitar, pașaport de proveniență, Eu zic că totul este în regulă. Îi mulțumim doamnei de la Pepiniera Periș, doamna Bianca. Noi am fost direct la dânsa la pepinieră, dar și livrează. În afară de aceasta, noi am mai luat câteva soiuri. Sunt aici și le vom planta și pe ele. Soiul bingo, soiul jumbo, mai lunguiețe. Și viti kiwi. Kiwi. Baftă vă doresc, prieteni, să ne reauzim cu bine. Până data viitoare, spor în tot ceea ce faceți.